Autoritățile din Turcia au emis 113 mandate de arestare în cazul clădirilor prăbușite la cutremure. Printre cei arestați se numără și proprietarul unei companii care a construit clădirile distruse din orașul Adana. A fost prins aseară în Cipru. Între timp, bilanțul negru în urma cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria a ajuns la 28.000 de morți. În zonele în care nu mai sunt șanse ca cineva să fie găsit în viață, autoritățile au început să intre cu excavatoarele pentru a curăța locul. Monica Ibudar, corespondentă Antena 3 CNN în Turcia, are mai multe detalii. Bun găsit, Monica! Bun găsit! În urmă cu doar câteva minute a fost dat publicității noul bilanț de către autoritățile din Turcia. Sunt 29.605 morți și au fost evacuate 147.934 de persoane din provinciile afectate de cutremure către alte provincii ale Turciei. AFAD informează că de luni au fost peste 2412 replici destul de puternice și pe parcursul zilei de astăzi multe, foarte multe replici între 4-4,5 pe scara Richter. În provincia Hatay, cea mai afectată de cutremur, au început să fie furnizate servicii de sănătate de nivel 3, spune ministrul sănătății. Este o veste foarte importantă pentru toți cei care locuiesc în zonă. Acolo au fost trimise și vaccinuri antirabice și tetanos. Sunt în acest moment pregătiți 5.000 de militari pentru toate operațiile specifice în acest moment. Autoritățile au dat în funcțiune și 61 de bucătării și 16.000 de cuptoare pentru a hrăni zilnic 50.000 de oameni în Hatay. Au fost amplasate și peste 19.000 de corturi în regiune. Vreau să vă spun că acum câteva minute am văzut că pe contul de socializare a Ministerului Transporturilor a fost făcută o postare referitoare la aeroportul Hatay, care a fost redeschis traficului aerian. Echipele tehnice și de construcție formate din 150 de oameni au intervenit pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați și după doar 4 zile pista a fost redată spre folosință. Totodată, ministrul Justiției a avut un briefing în urmă cu câteva minute și a anunțat că 57 de persoane au fost arestate în legătură cu 75 de incidente de jaf și că au fost luate măsuri împotriva 134 de suspecți. De altfel, seara trecută a fost arestată la Istanbul și o persoană suspectă că ar fi colectat donații și că ar fi fraudat binefăcători cu un cont fals pe care l-a deschis imitând o organizație de caritate. Din păcate, a fost publicat și bilanțul morților dintr-un hotel prăbușit. E vorba de hotelul Isias din Adıyaman, care, după cum scrie presa din Turcia, aparține unui om de afaceri care i-a apropiat principalului partid de la putere. Sunt peste 60 de victime doar în acel hotel, dintre care 28 de persoane fac parte dintr-un grup de ghizi turistici care veniseră la un curs, precum și o echipă de volei din Republica Turcă a Ciprului de Nord, formată din 35 de persoane. Altfel, întrucât sunt peste 24.921 de clădiri demolate sau grav avariate din cauza celor două cutremure de luni 6 februarie, continuă și seria arestărilor dezvoltatorilor imobiliari, ale căror construcții noi s-au prăbușit la cutremure. Mulțumesc, Monica!